Executivul primăriei municipiului Călăraș a propus consilierilor locali, în cadrul unei ședințe extraordinare convocată de îndată, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieri al municipiului prin mutarea unor venituri din trimestrul 4 în trimestrul 3, în vederea asigurării plăților necesare indemnizațiilor persoanelor cu handicap aferente lunii iulie, fiind vorba de suma de 1 milion de lei. Soluția este una extraordinară, având în vedere fondurile insuficiente de la bugetul de stat. Prin dispoziția 1440 am convocat Consiliul Local pentru o ședință de îndată, aprobând o rectificare bugetară ce privește indemnizațiile persoanelor cu handicap. Am făcut acest lucru întrucât nici pe la această dată Guvernul României nu a făcut o rectificare pozitivă cu bani pentru a avea până la sfârșitul anului indemnizațiile persoanelor cu handicap. Ca atare, din bugetul propriu, din diferite capitole, am reușit să strângem banii necesari plătirii salariilor în zilele următoare. Ne gândim la acești oameni care sunt năpăstuiți și, indiferent de ceea ce se întâmplă, vom încerca pe cât posibil să le achităm indemnizațiile acestor oameni năpăstuiți până la sfârșitul anului, așa cum putem. Pe ce perioadă se vor plăti indemnizațiile? Este vorba de luna iulie, care se va plăti pentru, normal trebuia în august, dar în zilele următoare vor fi plătiți acești bani. Dacă, pe luna iulie. Dacă nu veți primi bani de la guvern în perioada următoare, veți proceda la fel cu rectificări și veți încerca să... În funcție de încasările pe care le avem, vom încerca să plătim pe cât posibil salariile.